Până la acest moment, imaginile nu au putut fi recuperate și asta pentru că martora se pare că ar fi șters acele imagini, cel puțin așa a declarat aici la audiere la Brigada de Poliție Rutieră București, avocatul familiilor care au avut cele două copile implicate în accident, susține că vorbim despre un martor ostil pentru că nu a vrut să dea foarte multe detalii legate de ceea ce a văzut în momentul în care a ajuns în zona accidentului și de asemenea pentru că susține că nu ar mai avea imagine filmate cu camera de bord a autoturismului care se deplasa în acel moment, dar polițiștii au impus o percheziție informatică, practic vorbim despre ridicarea cardului pe care s-au aflat respectivele imagini și în aceste momente polițiștii vor încerca să salveze cumva respectivele imagini, dacă acestea vor putea fi în vreun fel sau altul recuperate, însă evident din ceea ce spun specialiștii, dacă au existat două formatări ale cardului respectiv, sunt foarte mici șansele, dacă nu nule, pentru a găsi respectivele imagini. Există însă și o discuție între avocat și respectiva martor și după cum susține avocatul celor două familii, în cursul acestei discuții martorul ar fi asigurat că va salva respectivele imagini. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru, susține avocatul și de aceea este nevoie de o expertiză tehnică, expertiză care până la urmă să ducă la depistarea respectivelor imagini filmate în ziua accidentului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare și evident vă vom ține la curent cu mersul acestei anchete.